Suntem în Petru, vara, ne-a târât spre sfârșitul cărții, dar n-am vrea să plecăm fără să vorbim între atâtea învățături și despre învățătura despre slujire și răsplătire. Este doar partea întâia, în această zi vom continua dacă Dumnezeu ne ține și duminica viitoare. Duminica trecută am vorbit despre un mod de gândire. Înarmați-vă cu același fel de gândire ca Domnului Iisus Hristos. Dar dacă gândirea nu se transformă în trăire, dragii mei, iadul este pavat cu intenții bune. De aceea, cel care gândește ca Domnul Iisus trebuie să înceapă să trăiască ca Domnul Iisus. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și uitați-vă la El o clipă. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El însuși să slujească. Slujirea sau rodirea este dovada mântuirii. Un prieten mi-a spus, umblând cu el pe câmp, agricultor, și era un lan de grâu bătut de gheață. Toate firele abia ieșite, trântite la pământ, și el mi-a zis, Dumnezeu așa întocmit natura, încât o plantă nu se lasă până nu aduce roadă. Cu alte cuvinte, rodirea este, dacă vreți, destinația spre care ne cheamă Dumnezeu și mlădița care nu aduce roadă, El o taie și o aruncă în floc. Acum, când e vorba de slujire, noi toți căutăm slujitori și dacă se poate, am descărcat pe spatele lor toată slujirea ca noi să putem da fie cu ouă, fie cu roșii în ei când nu ne convine cum suntem slujiți. Dar în dimineața aceasta nu o să vorbesc despre ei, pe ei lasă Petru în capitolul 5, primele 4 versete, prezbiterii bisericii, ci despre mine, despre tine, despre fiecăruia dintre noi, slujirea fiecăruia, dar asta nu înseamnă că în biserică nu există și slujiri speciale. De pildă, Pavel spune, sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Atunci când un dar este pus în negoț în mod sistematic, el practic produce o slujbă. Când slujbele acestea sunt adunate în jurul lui Hristos, ele se transformă într-o lucrare. Dar dacă observați, Duhul, Fiul și Tatăl, dinpreună sunt beneficiare și izvoarele acestor lucruri. Versetul 7 din 1 Petru, capitolul 4. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. De ce să începi o predică despre slujire cu vegheați, dar în vederea rugăciunii? Rugăciunea în sine poate fi o extraordinară slujbă. Țin minte pe sora Hamza, plecat de mult la Domnul, dar în fiecare duminică dimineață vedea la mine și mă întreba, Beni, unde mergi săptămâna asta? Păi, sora Hamza, mă duc la Iași sau mă duc în Austria sau plec în Statele Unite. Vin și eu cu tine. Abia era adusă la biserică. Venea cu mine în rugăciune și 1989 era înainte de Revoluție, am ajuns cu două dacii până în Anglia și acolo am intrat într-o cameră de sus și am întâlnit câțiva bătrâni în jurul unei mese, împachetau scrisori ale unei fundații. Și vine o doamnă bătrână la mine și la Nora și zice, Bobă, Nancy! Asta era numele nostru. De 10 ani, mă rog, pentru voi. A fost cel mai mare dar pe care l-am primit. Să știi că cineva de 10 ani de zile se roagă pentru tine și te urmărește pe unde mergi. Într-un fel, rugăciunea însăși poate fi o slujire foarte importantă. Dar rugăciunea mai face încă ceva. Atunci când în ziua cincizecimii mii de oameni s-au întors la Hristos și au fost botezați în numele Lui, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Nu sunt patru lucruri pe o masă din care alegi ce-ți place, ci dacă vreți este un lanț. În învățătura apostolilor aud cuvântul, în legătura frățească înțeleg cuvântul, dar când vin la cina Domnului, cum vom veni noi de seară, vin cu ce-am înțeles în mâini înaintea lui Hristos, capul bisericii. Și El așteaptă de la mine doar atâta, da sau nu. Dacă spun da, Doamne, vreau să trăiesc în lumina ceea ce am înțeles, încă lucrurile nu s-au terminat. Pentru că inima noastră este așa cum este, suntem egoiști și păcatul încă trage de trupurile noastre. Și de aceea este nevoie de rugăciune ca să mă ajute să fac ceea ce știu că trebuie să fac și vreau
să fac. Cu alte cuvinte, pentru că inima noastră devine ușor nelăsătoare, trebuie să o aprindem mereu cu focul rugăciunii. Și de aceea Petru începe cu stăruiți sau vegheați în vederea rugăciunii. Iar versetul următor continuă: mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Nu în sensul că le acopere, adică le trece cu vederea, ci le previne atunci când ești implicat în părtășie cu frații, când te rogi pentru ei, iar dacă s-a întâmplat ca fratele tău să cadă, împlinești Matei 18 și în felul acesta oprești lanțul sau tăvălugul păcatului. Dacă n-ai o dragoste pentru frate, nu te interesează viața lui și păcatul poate lucra cu ușurință și se poate înmulți. Dar este ușor să zici cuiva să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. E mai greu să faci lucrul acesta și vă spun și de ce. Trupul nostru este supus morții din pricina păcatului, iar efectul păcatului este o gaură neagră, o întoarcere spre noi înșine, o cădere în propria noastră dorință de a fi slujiți. Ca să poți iubi pe cel de lângă tine, trebuie să ieși din acest egoism, ori nu poți face prin propriile tale eforturi. De aceea Dumnezeu nu-ți cere niciodată nimic fără să te ajute să faci lucrul respectiv. Ce face Dumnezeu ca să pot iubi pe cel de lângă mine? În primul rând, mă naște din nou, cu alte cuvinte, altoiește în mine o fire dumnezeiască. Versetul 22 din 1 Petru, capitolul 1. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Observați, curățirea sufletului o face cuvântul și Duhul, Duhul folosind sabia Duhului, a cuvântului Dumnezeu, dar toată această lucrare a nașterii din nou este ca să mă aducă în comunitate, să aveți o dragoste de frați neprefăcută. În urma nașterii din nou, Dumnezeu poate să ne poruncească: iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Nu uitați, Dumnezeu nu ne dă doar porunca, ci ne dă și puterea. Ne dă, dragii mei, acea lucrare tainică a Duhului Sfânt, care e nemărginită mărimea puterii lui Dumnezeu, ca porunca să poată fi împlinită în noi, care ascultăm nu de îndemnurile firii pământești, ci de îndemnurile Duhului. Întrebarea este, de unde să începem? Poate că e complicat să-ți cauți o slujbă, dar nu e foarte complicat să împlinești versetul imediat următor. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Mă uit în colțul acela și mă bucur. Mă uit în prima bancă și mă bucur. Numai de ce am beneficiat eu. Dar, dragii mei, nu e foarte complicat. E adevărat că este o lume aglomerată cu alergări. E sătul până aici de oameni, mai ales după ce te miști prin orașul ăsta aglomerat și abia aștept să tragi ușa după tine, să nu mai vezi pe nimeni. Cel puțin eu aș zice că-s așa. După ce am vorbit toată ziua cu oamenii, aș vrea să shut off, da? Să închid obloanele. Dar Scriptura spune că atunci când vrei să începi să slujești, deschideți casa. N-ai multe lucruri, nu suntem toți la fel, nu contează ce ai. Dragii mei, am fost în case în care au de toate și te simți prost, am fost în case în care n-au nimic și te simți bine. Cum e asta? Cred că inima contează. De aceea, fiți primitori de oaspeți între voi, dar fără cârtire. Și dați-mi voie să încar cuvântul acesta, cârtire, cu câte ceva, citind din capitolul 3, începând cu versetul 8. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Când intri în casa cuiva și simte împreună cu tine și îl simți ca frate și te iubește și simți mila și smerenia în același timp, nu dorința de afirmare. Versetul 9. Când sunteți împreună, aveți grijă ce discutați. Nu întoarceți rău pentru rău. Poate cineva ți-a făcut rău în săptămâna asta. Nu te descărca în fața celui pe care l-ai primit. Nici o care pentru o care. Binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvintele înșelătoare, să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea
să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Nașterea din nou ne dă puterea să ne întoarcem înspre alții. Dar dacă vin înspre tine și n-am nimic să-ți ofer, nimic de folos, ce rost are să încerc să te slujesc? Și de aceea nașterea din nou nu este suficientă. Duhul lui Dumnezeu mai face ceva, ne echipează pentru slujire. Numai darurile Duhului Sfânt ne fac folositori pentru alții. Repet, numai darurile Duhului Sfânt ne fac folositori pentru alții. Versetul următor, versetul 10. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Priviți cu atenție versetul, aveți înaintea dumneavoastră, am subliniat câteva lucruri. În primul rând, cuvântul ispravnic sau administrator. Al doilea este cuvântul har, un dar nemeritat. Pe urmă, fiecare dintre voi, m-aș opri pentru o întrebare. Cine din sală este vizat de expresia fiecare dintre voi? Eu mă simt vizat, mai este cineva care simte vizat de această fiecare dintre voi. Dacă nu ești fiecare dintre noi, probabil ești prezent cu trupul, absent cu Duhul, cine știe pe unde umbli, dar textul este clar, mi se pare, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Greșesc dacă spun, în lumina Scripturii, că nu este unul dintre noi să nu fi primit un dar. Întrebarea pe care vă pun este, care acela? Acum, să iau pe rând lucrurile. În primul rând, suntem ispravnici sau administratori. Suntem ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu și de aceea trebuie să ispravnicim, să administrăm, să punem în negoț, să facem ceva pentru stăpânul nostru. În al doilea rând, suntem ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Un har este un dar nemeritat. Cu alte cuvinte, ce avem și să nu fi primit? Și dacă l-am primit, de ce ne lăudăm ca și cum nu l-am fi primit? Dacă eu administrez lucrurile altuia, de ce să mă umflu în pene, să zic, cine sunt? Nu, dragii mei, dacă este o isprăvnicire a harului felurit al lui Dumnezeu, atunci pot să slujesc smerit din cinstea stăpânului ale cărui bunuri le administrez. Eu sunt doar un drob netrebnic după ce am făcut tot ce aveam de făcut. Dacă sunt ispravnic al harului felurit al lui Dumnezeu, nu trebuie să mă compar cu nimeni. Dumnezeu mi-a dat un dar, El știe de ce, mi-a dat 5 talanți sau 2 talanți sau un talent. Întrebarea este ce faci cu el, nu cât ai primit. Iar dacă pui în negoț ceea ce ai primit, vei auzi același răspuns, bine rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Observați Dumnezeu în suveranitatea Lui, împarte fiecăruia dintre noi, pe de o parte un dar, pe de altă parte o anume măsură a credinței. Chiar dacă sunt 10 oameni cu același dar, n-au aceeași măsură a credinței. Și este important să înțelegem lucrul acesta. Dar recitesc încă o dată versetul, mutându-mă pe partea de jos al versetului, ca niște ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Ce dar ai primit? Ce-ar fi să împart niște foi, să vă dau ceva, să puneți darul jos? Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu un învățător al legii, ce să fac să moștenesc viața veșnică? A crezut că îl prinde la mijloc, tocmai își terminase doctoratul tânărul. Și Domnul Iisus spune, știu că de bine n-ai nevoie, ce scrie în lege, cum citești în ea? Păi să iubești pe Dumnezeu și pe aproape. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar cine este aproapele meu? A încercat să scuze învățătorul legii. Poate că tu poți face același lucru. Dar ce este un dar? Ca să știu că am primit unul sau n-am primit un dar. Într-adevăr, ce este un dar duhovnicesc? În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, Pavel scrie corintenilor care se certau pe daruri, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
Avea un dar duhovnicesc, înseamnă a fi la dispoziția unui duh. Avea un dar duhovnicesc, înseamnă a transmite un duh, a fi folosit de un duh, a manifesta un duh, a arăta un duh. Știți care e problema? Nu este doar Duhul lui Dumnezeu, ci sunt o mulțime de duhuri necurate. Și unii și alții, sau și unele și altele, doresc să se folosească de trupul meu. Trupul meu, spune Domnul Iisus, este o casă locuită de o realitate spirituală. Știți pilda cu casa în care cel tare își păzea bine armele și casa nu putea face nimic împotriva lui, până n-a venit cel mai tare, l-a legat, i-a luat armele, l-a scos afară și a măturat casa și a împodobit-o. Dar pentru că omul, casa, a crezut că e suficient să fie doar măturat și împodobit, nu trebuie să faci nimica, s-a pomenit goală. Și a venit Duhul înapoi cu alte 7 duhuri mai rele decât cel din tâi și starea de pe urma omului aceluia a ajuns mai rea decât cea din tâi. Cu alte cuvinte, există 2 realități spirituale care se înghesuie să se strecoare, să mă folosească, să se arate prin mine. În felul acesta, nevăzutul se materializează, se învederează prin mâinile, picioarele, prin trupul meu. Domnul Iisus călătorea spre Ierusalim din Galileea și de obicei iudeii treceau Iordanul, coborau prin Perea și prin Ierihon veneau în Ierusalim. El a vrut să treacă direct prin Samaria și a trimis pe Iacov și Ioan să-i pregătească un loc de poposire. Samaritenii, când i-au văzut, au zis, ieșiți afară din satul nostru. Iacov și Ioan se întorc amărâți și supărați. Ucenicii săi, spune versetul 54 din Luca 9, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți călăuziți, nu știți ce duh vă folosește, cărui duh v-ați aservit. Dar dacă este posibil lucrul acesta, aduceți-vă aminte și de Petru înapoi a mea Satano, după ce a avut extraordinar descoperiri. Dacă este posibil lucrul acesta, mă întreb, noi ca și creștini, în slujirea noastră, așa zis creștină, putem fi folosiți de duhuri străine? Sau întotdeauna Duhul lui Dumnezeu lucrează prin noi? Pentru că există 2 lumi spirituale, a doua întrebare este esențială. Cum deosebești un duh străin de Duhul lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că întrebarea este cu atât mai importantă cu cât nu există niciun dar duhovnicesc care să nu poate fi contrafăcut. Cu alte cuvinte, dacă Satana se transformă în înger de lumină, nici slujitorii lui n-au niciun fel de probleme în direcția asta. De aceea deosebirea duhurilor este esențială. Și în primul rând este o lucrare de introspecție, de a sta înaintea Duhului Dumnezeu. Aș vrea să mă opresc în primul rând la terminologie. Dacă spun un dar duhovnicesc, imaginați-vă că acesta este un dar pe care Duhul mi-l dă. Nu mă interesează prea mult cine îmi dă darul, eu sunt bucuros de darul care l-am primit și mă laud cu el și de aici încep certurile între noi. Atunci când zici dar duhovnicesc, darul este în centrul atenției. Dar dacă schimb terminologia și spun așa cum zice Pavel, arătarea Duhului, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Observați, nu contează atât de mult darul, ci Duhul care se arată. Mi-am mutat atenția pe o altă realitate. Mă interesează mai mult dătătorul decât darul. Cu alte cuvinte, vreau să știu precis care Duh se arată prin mine. Versetul 1 din capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. În greacă, cuvântul este charismata, el lipsește din textul nostru, de aceea ar trebui tradus un pic altfel. În ce privește cei duhovnicești, cele duhovnicești sau manifestările duhovnicești, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă,
Unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită celuiași Duh. Altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tărmăcirea limbilor. Ați observat leitmotivul? Altuia, altuia, altuia. Cu alte cuvinte, există o varietate de daruri care nu sunt toate în brațele unui singur om, ci fiecare dintre noi trebuie să administrăm darul care l-am primit. Dar toate acestea le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Observați cine-i stăpânul, cine împarte, nu eu, Duhul dă fiecăruia cum voiește. În versetele care urmează, Pavel vorbește despre trup. Probabil călătorea cu doctorul Luca și doctorul Luca povestea cu Pavel despre adevărurile spirituale și el fiind medic a putut să-i vorbească lui Pavel despre minunea trupului. Și Pavel spune, deși trupul este unul, are multe mădulare. Eu cam astea le folosesc în general, da? Cam astea. În rest, mai puțin, da. Dar mă bucur de fiecare, și de la mic, și de la mare, și de arătător, când n-aș avea cu ce să lovesc space bar-ul, dacă n-aș avea și... Dar gândiți-vă, ce minune este trupul omenesc. Niciodată mădularele trupului meu nu s-au certat între ele. Dimpotrivă, când mă lovesc cu ciocanul peste un deget, până și inima suspină, da? Până și inima suspină. Și dacă mi-e într-o țandură și ochii puțin care i-am, îmi pun lupă ca să o găsesc, să o scot afară și se îngrijesc unele pe altele, este o perfectă armonie. Versetul 12, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este Hristos. Și ascultați versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Ți-ai văzut vreodată degetul cel mic nemulțumit de locul și rolul pe care i l-a dat Dumnezeu? Sau piciorul, așa bolnav cum e, sau ochiul, sau... Dacă ești mădular al trupului lui Hristos, nu e extraordinar lucru să-ți găsești locul și rolul în trupul lui Hristos și să fii bucuros de ce ți-a dat Dumnezeu și să faci cu tot ce ești, să împlinești rolul pe care îl ai? Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutărărilor, cârmuirilor, vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Oare toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Evident, nu. Dar ce vrea să spună Pavel? Nu cumva aș putea citi textul așa? Având în vedere că-s două lumi spirituale care se înghesuie să se arate, să mă folosească, oare toți cei care pretind că sunt proroci sau învățători sau apostoli sau sunt cu adevărat? Răspunsul, dragii mei, este evident, nu. Sunt prea multe falsuri în jurul nostru ca să nu recunoaștem lucrul acesta, dar ascultați-l pe Petru vorbind în 2 Petru, capitolul 2, în noroc s-au ridicat proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Știți de ce? Pentru că nu pun întrebarea, oare toți cei care pretind că sunt, sunt cu adevărat? Dacă nu pui astfel de întrebare, tu practic primești, te deschizi pentru orice vine spre tine. Mulții vor urma în destrăbărările lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, spune Pavel, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli al lui Iisus Hristos. Se prefac în apostoli al lui Iisus Hristos. Și nu este de mirare
căci chiar și Satan se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar ca slujitorii lui să se prefacă în slujitori ai neprihănirii, să se prefacă în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Oare ne mirăm că Biblia ne spune, preiubiților, nu dați crezare oricărui duh? Cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. De 2000 de ani, credeți că s-au împuținat? Nu. Cred că s-au înmulțit exponențial. Exponențial. Zilele trecute îmi trimite cineva un link și dau dublu click pe el, se deschide la o biserică, zic, interesant, era o biserică de negri, acolo este extraordinar să asculți cel puțin implicarea. Amin, aleluia! Predicatorul era îmbrăcat într-o robă, era acolo în față, avea și un cititor al Scripturii și s-a tot făstecit să-și introducă predica și nu știam exact de ce. Ca și cum i-ar fost greu să vorbească. Și el zice, tema zilei este următoarea. Nu există răpire. S-a făcut liniște. Eu am zis, poate că are dreptate. Și a venit partea a doua. Și Hristos nu se va reîntoarce. Wow! Și stând și ascultându-l, zice, nu se va reîntoarce pentru că el nici n-a existat. Și biserica zice, aleluia, amin. M-am luat de cap. Dragii mei, dacă asta se întâmplă pe față, imaginați-vă cum e aia să strecoare pe furiș învățături nemicitoare, să se lepede de stăpânul care i-a răscumpărat, să tragă după ei prin viclenia și șeretenia lor. Ce mare har să cunosc Scriptura, să te poți apăra de ei, preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Oare toți cei care pretind că sunt, sunt cu adevărat? Cum să alege între ei? Pavel spune, așa încheie capitolul 12, umblați dar după lucrurile sau după darurile cele mai bune, traduce Cornilescu, ceea ce mă buimăcește un pic, dacă este un dar mai bun ca celălalt și toți năvălim spre el, dispare trupul. Și eu cred că textul trebuie citit, umblați dar după darurile cele bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Priviți o clipă, imaginea din fața voastră este blocul de text care vorbește despre darurile duhovnicești. Capitolul 12, daruri, capitolul 14, daruri, capitolul 13, dragoste. N-are nimic cu darurile. Asta a fost porunca, să ne iubim unii pe alții. Ăsta este modul în care Pavel își organizează toată cartea Corinteni. Icul acesta este cheia care descuie, într-un fel, înțelesul capitolului. Capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Există darul de vorbire, vom vedea. Dar chiar dacă aș mătura oamenii prin elocința mea, când îmi deschid gura, n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar că dacă mi-aș împărți toată averia pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul și sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este dragostea. Atunci când într-o slujire, indiferent în ce slujire, este prezentă dragostea, se creează un anumit mediu pe care îl simți și îl iubești. Pentru că acolo există bucurie, există pace, există îndelungă răbdare, există bunătate, facere de bine,
credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Dar știți de ce? Pentru că acolo se arată Duhul Sfânt. Și asta este cartea de identitate a Duhului Sfânt, roada Duhului, care nu poate fi pervertită. Un dar duhovnicesc sau darurile Duhului Sfânt pot fi asemănate cu niște vase. Unele mai mari, altele mai mici, de diverse forme, capacități, dar care poartă în ele, în mod invariabil, același conținut, roada Duhului. Cu alte cuvinte, poți fi un degetar sau un butoi. Dragii mei, butoiul poate fi plin și cu verde de Paris. Dar ți ajunge și un degetar din el. Cu alte cuvinte, nu vasul contează, ci conținutul contează. Ori roada Duhului legitimează prezența Duhului Sfânt. Acolo unde se arată un Duh străin, lipsesc toate acestea pe care le-am citit, dar sunt prezente, pe de altă parte, certurile, dezbinările, răutatea, egoismul, nepăsarea, necredincioșia, dorința de afirmare, nestăpânirea sau neînfrânarea. Când simți un astfel de mediu, îți vine să fugi, chiar dacă ți-ar da Parisul cadou, zici, mulțumesc frumos. De ce? Pentru că un alt duh. Noi nu avem nevoie, dragii mei, de coajă sau de vas, avem nevoie de conținut, de Dumnezeu, pentru că am fost creați după chipul Lui și nu ne liniștim decât atunci când El ne umple, când El vine înspre noi. Roada Duhului verifică, deci, arătarea Duhului. Uitați-vă la ce aduce Duhul respectiv și îl veți recunoaște exact ce fel de Duh se arată prin tine. Ce este un dar? Este arătarea unei realități spirituale prin tine. Tu ești doar un canal prin care realitatea spirituală curge spre alții. Pentru că sunt două realități spirituale, trebuie să cercetăm duhurile și doar prin roade îi veți cunoaște sau după roade îi veți cunoaște. Dar acum întrebarea este, dacă n-ai știut să răspunzi la întrebarea pe care am pus-o mai înainte, ce dar ai primit? Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă n-ai un răspuns la întrebarea ce dar am primit eu, poate că întrebarea care îți vine în minte este cum îmi descoper darul? De unde știu că am un dar? Vreau să vă spun din start că există două feluri de daruri. Daruri care se exersează așa. Cu alte cuvinte, am o gură bună și chiar dacă am mâinile în buzunar sau două mâini stângi, nu contează, pentru că eu rezolv toate lucrurile și binecuvintesc pe oameni dacă am realmente un dar de vorbire. Dar există și un dar de slujire în care sunt oameni care nu știu rosti două, trei cuvinte, se rușinează tot. În schimb, este o bucurie să stai în prezența lor. Te binecuvintează prin gesturi, prin tot ce au. Tot ce au. Darul de vorbire, darul de slujire. Versetul următor din Petru, versetul 11. Dacă vorbește cineva, să aibă grijă ce vorbește. Cu alte cuvinte, sunt mulți vorbăreți în lumea aceasta, majoritatea te mint fără rușine, dacă e vorba de politicieni sau de predicatori, de multe ori. Da? Dar dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Lăsați-mi voie să vă ilustrez cele două categorii de daruri. De pildă, în Roman 12 avem o listă exemplificativă. Daruri de vorbire ar fi darul prorociei, darul învățării, darul îmbărbătării. Sau darurile de slujire ar fi darul slujirii, dărniciei, cârmuirii și milosteniei. Dacă mă duc în 1 Corinteni, capitolul 12, la o altă listă, darurile de vorbire ar fi vorbirea despre înțelepciune sau despre cunoștință, darul limbilor sau darul tărmăcirii. Darurile de slujire ar fi darul credinței, a tămăduirii, puterea de a face minuni sau darul deosebirii duhurilor. Dar întrebarea rămâne, cum îmi descoper darul? Priviți imaginea din fața voastră. Este un cerc împărțit în sectoare de cerc.
sunt felurite daruri, dar este același Duh. Un sector de cerc este un dar. Dar imaginați-vă că am deschis un sector de cerc ca să vedeți cercurile concentrice, arcele de cerc și raza care duce până la marginile Pământului. Dacă un sector de cerc este un dar, cercul în care mă aflu sau arcul de cerc este măsura de credință. Și darul și măsura de credință mi le dă Dumnezeu. Iar Dumnezeu, dragii mei, nu risipește orzul pe gâște. Sunt prea scumpe lucrurile în împărăția Lui ca să nu pună în mâna ta lucruri pe care le vei călca în picioare. Și de aceea, întotdeauna, principiul lui Dumnezeu este cine-i credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. Cu alte cuvinte, nimeni nu se trezește într-o dimineață că e Billy Graham. Nimeni. Nimeni nu se trezește dintr-o dată, tot pământul este cu, afară de Anticrist, dacă va veni, da? Dar noi toți creștem în măsura noastră de credință, ca și cum Dumnezeu ne-ar deschide porți noi. Dacă ai fost credincios în lucrurile mici, te invite la cele mai mari. Asta este regula în împărăția lui Dumnezeu. De pildă, cine nu știe să-și chivernisească casa, dacă ai 10 copii și o nevastă, asta e primul tău cerc de responsabilitate. N-ai ce să cauți în chivernisirea sau administrarea bisericii. Dumnezeu nu risipește lucrurile în împărăția Lui. Ești invitat la mai mult în măsura în care ți-ai dovedit credincioșia. Ascultați-L pe Pavel în Roman 12:3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Sau puțin mai încolo, în același capitol, el continuă: nu umblați după lucrurile de sus, după lucrurile înalte, rămâneți la cele smerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Mă întorc la versetul 7 din capitolul 12. Fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Dragii mei, un prim adevăr care aș vrea să nu-l uitați plecând de aici: un dar nepus în negoț nu poate fi cunoscut. Cu alte cuvinte, poți să stai cu mâinile încrucișate 50 de ani, să rogi pe Dumnezeu să-ți descopere darul. Așa vei rămâne și după 50 de ani. Este mult mai simplu să scoți mâinile din buzunar sau din sân și să pui în negoț ce ai. Întrebarea este, ce să fac? În primul rând, trebuie să începi cu ceva simplu și la îndemâna ta. Să începi să recunoști și să apreciezi lucrarea Duhului Sfânt prin alții. Norica a avut o mamă la 84 de ani, am adus-o de la Arad să rămână cu noi peste iarnă. A venit la adunare, vreau să vă spun, m-am îngrozit. Nimic nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut cântările, nu i-a plăcut predica, nu i-a plăcut grupul de închinare, nimic nu i-a plăcut. Când a venit acasă și am văzut-o acră, am zis, ce ne așteaptă în iarna asta? Dar după ce și-a spus tot oful, tot ce nu i-a plăcut, zice, cine a fost fata care a cântat? Da, îi spun ce am știut, cine a fost. Norica a plecat la școală, i-a luat un ou, l-a spart, a luat făină, a început să frământe, a făcut tăiței, le-a întins pe pat păturile, când, până când s-a uscat, o citit Biblia, când o terminat de uscat păturile și-a luat mașina, o letuiat și-a făcut tăiței. Și Dumnezeu vine cu punga cu tăiței, du-mă la fata aceea. I-a dat punga cu tăiței și-a mulțumit. Când a venit acasă, zice, cine a fost cel care a vorbit? N-am vorbit eu. Că mie îmi dădea tăiței acasă. Și spun, cine a fost? Duminica a venit cu tăiței. Dragii mei, la 84 de ani, o bătrână care, într-un loc străin, și-a făcut prieteni pe toți cei din jur. Cum? În niciun caz, și bombănind tot ce nu-i place, ci slujind cu darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Toată casa ne era plină de făină, telefonul plin de făină, pe jos plin de făină. Dar am zis, dacă iau din mâna ei lucrul acesta, moare femeia asta. Moare. O viață întreagă a slujit și a continuat să slujească. În primul rând, ce a făcut ea? A apreciat
ce a primit. Chiar dacă nu a fost ca și acasă la Pârneava, dar a apreciat ceea ce a primit. În al doilea rând, trebuie să fac ceva pentru frații mei. Ceva folositor pentru frații mei. Dragii mei, lumea noastră e plină de nevoi. Nu trebuie să te întorci prea mult în stânga și în dreapta, să vezi nevoie după nevoie, după nevoie, după nevoie. Nevoi mici, nevoi mari, nu este unul dintre noi să nu se potrivească. În al treilea rând, dacă te-ai apucat să faci ceva, credincioșia este una din roadele Duhului Sfânt. Fă-o cu credincioșie și creativitate. Nu fă o dată și trântește-o de pământ. Fă o lună, fă o două, fă o cinci, dar fă-o cu credincioșie. Să poți evalua și tu și frații tăi. Înaintarea ta să fie văzută de toți. În al patrulea rând, veghează ca prin tine se arate Duhul, nu firea. Avem două liste în Biblie, roada Duhului și faptele firii pământești. Și foarte ușor îți dai seama cine se arată prin tine, rugându-te ca oamenii să nu te slăvească pe tine. Și dacă cumva nu ți-o mulțumit nimeni, nu-i sfârșitul lumii. Dacă zici, nimeni nu mă bagă seama, nu mai slujesc, bine și faci. Pentru că nu Duhul s-a arătat prin tine, ci firea pământească. Și pe urmă, fii atent la confirmarea Duhului. Ea va veni prin oameni ca și bunii, da? Care, cine a fost cel care a cântat sau a vorbit? Dar fă-o cu toată inima și lasă-L pe Dumnezeu. Nu uitați, ești și sunt ispravnic al harului felurit al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oricum de la El am primit, Lui dau socoteală. Dacă vrei să pleci cu o listă, ia-ți degetele de la o mână, ca să nu uiți punctele. 1. Identifică o nevoie. 2. Hotărăște să faci ceva concret pentru împlinirea ei. 3. Hotărăște cât timp și cu ce frecvență vei face lucrul acesta. 4. Ce aștepți să se întâmple? Dacă aștepți aplauzele ca și fariseii care aruncau la ora 2 bani după ce au sunat trâmbița înaintea lor ca să fie lăudați de oameni, adevărat îți spun că ți-ai primit răsplata. Și 5. Ia lângă tine un frate și evaluează lucrarea ta, adică credincioșia ta, și pe urmă câștigă-i sinceritatea să-ți spună în față dacă e sau nu locul tău acolo. Mare har! Noi românii suntem extraordinar de gentili, ne vorbim pe la spate, dar în față nu avem curajul să ne spunem unii altora și de aceea bombănim pe la toate colțurile. Deși nu suntem acolo unde ar trebui să fim sau nu sunt ceilalți unde trebuie să fie și, nu în ultimul rând, ai foarte mare grijă la motivație și atitudine care sunt la fel de importante ca slujirea însăși. Domnul Iisus în predica de pe munte spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Unul dintre noi nu-i putem egala în fapte. Unul dintre noi, știți care era problema lor? Inima, motivația și atitudinea. Se roagă la colțurile ulițelor să fie văzuți de oameni, postesc să fie văzuți de oameni și aplaudați de oameni. Adevărat vă spun, și-au luat răsplata. Atenție la motivație și atitudine. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Pavel spune în capitolul 12, după ce a înșirat darurile, dragostea să fie fără prefăcătorie. Nu știu dacă aveți un dulap cu zâmbete. Aveți? Eu m-am surprins că am. Zâmbetul numărul 3, zâmbetul numărul 5. Toți oamenii cred extraordinar lucruri despre mine. Știți de ce? Rapid pot să pun zâmbetul pe față. După care îmi revin la ale mele. Fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Suntem felurite daruri, nu doar ochiul este important, și piciorul din când în când. Și Doamne rău e să calce piciorul pe ochi. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul.
Și nu uitați, în ultima instanță, nu slujim oamenilor, deși pe ei slujim, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, chiar dacă nimeni nu vă laudă, nimeni nu zice mulțumesc. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz și să închidem cercul de unde am plecat. Stăruiți în rugăciune. Inima, mai ales în situații ostile, devine delăsătoare, vine să fugă. Dragii mei, focul rugăciunii o aprinde. Pentru că rugăciunea mă scoate din mine înspre alții. Dacă mi-am vindecat relația cu Dumnezeu, mă vindec pe dinăuntru, se vindecă relațiile cu cei din jur. Și nu uitați, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi. Dacă până astăzi n-ai știut care-i darul tău, nu poți pleca de aici liniștit și împăcat. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. După darul pe care l-a primit. Amin.